Bine ați venit pe canalul Curios! Astăzi vom face o comparație între PlayStation 4 Pro și Xbox One S. Sperăm că după acest video vă puteți hotărî mai ușor care dintre aceste două console este mai potrivită pentru voi. Un lucru este sigur, ambele console sunt extraordinare. Diferența de performanță dintre PlayStation 4 Pro și Xbox One S este destul de mare, iar acest lucru afectează în mod direct rezultatele pe care le primim. Xbox One S este în esență la fel ca și Xbox One în ceea ce privește specificațiile interne. Există diferențe de performanță foarte minore în anumite situații, însă dacă ne uităm în ansamblu, este doar un Xbox One mai subțire. Când vorbim însă de PlayStation 4 Pro, acesta a avut unele creșteri semnificative de performanță, fiind de două ori mai puternic decât PlayStation 4 la anumite sarcini. Are o mai bună performanță de procesare, are un nou chip de la AMD folosind arhitectura firmei Polaris, care a făcut Radeon RX 480. În ceea ce privește puterea brută, chipul grafic PlayStation 4 Pro este evaluat la 4.2 TFLOPS, în cazul în care Xbox One S este la aproximativ 1.4 TFLOPS. Ca rezultat, PlayStation 4 Pro este capabil să ofere o rezoluție mai mare. Atât Xbox One S, cât și PlayStation 4 Pro suportă HDR. HDR-ul ajutând la o redare a culorilor mai luminoase, un mai mult contrast și mai multe detalii în scenele care se desfășoară pe întuneric. Ceea ce o să te facă să te bucuri mai tare de jocuri și să simți o apropiere mai mare de realitate. Diferența dintre cele două este că PlayStation 4 Pro este în măsură să redea jocuri la o rezoluție mai mare decât Xbox One S. Dacă joci jocurile 4K pe PlayStation 4 Pro, vei observa o divizie mai curată între obiectele de pe ecran, mai crispată. Vei fi uimit de calitate și credem că viitoarele jocuri ale anului 2017 vor profita din plin de puterea și rezoluția uimitoare creată de cei de la Sony. Între timp, Xbox One S reușește totuși și el să facă upscale până la 4K, dar nu se compară cu imaginea clean 4K oferită de PlayStation 4 Pro. Pentru jocuri de performanță, atunci PlayStation 4 Pro arată ca un câștigător clar aici. Atât PlayStation 4 Pro, cât și Xbox One S suportă toate jocurile concepute pentru PS4 și Xbox One. Când vine vorba de preț, PS4 Pro este mai scump decât Xbox One S. Dacă gândim în timp, noi credem că o să ieși în câștig dacă achiziționezi PlayStation 4 Pro în loc de Xbox One S, deși oricare dintre aceste două console va suporta lejer următorii 3-5 ani de evoluție a jocurilor. Echipa Curios vă urează spor la jocuri și lăsați-ne în comentarii părerile voastre. Și nu uitați să ne recomandați subiecte pentru următoarele videouri.